Salut, prieteni, și bine ați venit pe canalul meu de ale pescarilor. Astăzi vreau să fac o momeală, să spun așa, cu care eu am dat randament. Am obținut rezultate foarte bune la pescuitul carasului. Chiar și ciortan a intrat, dar la caras a rupt stilul, mai ales la staționar, la vargă. Am folosit și pe feeder. Dar na, la feeder e altceva, când ai pop-up-uri și boile sunt și altceva. Dar am folosit și pe feeder și au intrat și acolo caraș. Bun. E vorba de barila numărul 47. Pasele astea sunt foarte bune. Au, nu au, cum să spun eu, gheuri și alte chimicale în ele. Sunt făcute doar din grâu dur și apă. Calitate grâului foarte bună. Bun, am pus-o în tuci cu apă. Aici am undeva la jumătate de litru de apă. Când apa a început să dea fiert, o să pun una, două mâini. Ar ajunge pentru un pescuit la plută, la caras. Deci carasul mănâncă foarte bine aceste paste, această macaroană, să spunem, barilă. 3 minute le voi lăsa la fiert, la ceas, deci nu mai mult, nici mai puțin. 3 minute, am făcut experiment. L-am lăsat și 5 minute și 2 minute. La 5 minute sunt prea moi, la 2 minute sunt tari casante și când băgăm în cărlig, se rup. Bun. Lăsăm pe ceas 3 minute să fiarbă. Acum puteți folosi orice aromă vreți. Dacă vreți să le colorați galben sau roșu, culorile care sunt mai ok pentru pescuit, puneți înainte colorantul în apă, când fierbe. Eu folosesc doar esență de vanilie. Și am să pun cam atât pentru porția asta de barila. Le lăsăm să fiarbă 3 minute. Deci, cum vă spuneam, pentru aromă eu folosesc vanilie, dar mai folosesc și așa ceva. Anasonul acesta. Stelat. Îl pun la fiert acolo, îl las să fiarbă, eu știu, 15 minute să iasă aroma, sau dumneavoastră puteți să-l râșniți, să-l pisați, să-l puneți acolo. Dar eu așa îl pun, îl fierb vreo 15 minute, după aia adaug pasele. Dă o aromă, știți cum e și momela, cu, pe bază de anason. Pe... Deci puteți folosi și așa ceva. Bun. Am fiert 3 minute, 3 minute jumate maxim. Acum le voi da printr-o strecurătoare. Strecur apa fierbinte. Da? Așa. Și sub jetul de apă rece, să mai încet, le vom răci. Vedeți? Le răcim frumos. Și le voi mai lăsa la scurs puțin, nu încerca să le forțați să nu se deterioreze, le lăsăm la scurs un minut, două. Acum, după ce s-au scurs, am într-un castron puțin mălai. Dumneavoastră puteți folosi și TTX, e mai ok, dar eu vă arăt acum varianta simplă. Deci puteți adăuga pasele acestea și în TX. Sau pe smet. Ce aveți la îndemână? Mălai. Folosesc eu acum. Și uitați. Pentru a nu se lipi între ele. Vă spun eu că vă dă rezultate foarte, foarte bune. Deci, cam așa.
O să arate. Uitați. Și acum să vă arăt și cum se pune pe cârlig. Deci, varianta pentru pescuitul la plută, la undiță. Trecem prin macaroană, punem una și a doua putem să o punem tot așa, normal. Deci prima variantă ar fi așa. Focalizăm. Da? Sau a doua macaronă, barila putem să o înțepăm pe lat. Pur și simplu așa. Vedeți? Dau rezultate foarte bune. Puteți să puneți doar una. Așa. Depinde cât e peștele nostru de mare și cum mănâncă. Și varianta pentru feeder, pe fir de păr. Am folosit, v-am zis, și așa, dar mai rar. Dar am încercat și... Dar pe balta aceea nu permiteam, la ce baltă am fost și ce trăsături, ce crapi, nu îmi permiteam să mă joc cu barila. Asta doar la distracție pentru pescuitul carasului. Dar v-am zis, intră și ciortan destul de bine. Și băgăm pe fir de păr. Un croșet. L-am adăugat aici pe firul de păr. Îi punem și un opritor. Mai puțin. Pică micuț și... Așa. De genul. Deci și pe fir de păr sunt foarte bune. Pentru metod feeder sau la ce dăm. Deci 3 minute pentru feeder, să spunem. Și dacă vreți puțin mai mult pentru undiță vargă, 4 minute maxim. Și cam așa arată momeala noastră barila 47. Rapid, eficient și cu rezultate bune. Dacă v-a plăcut ideea și postarea mea, dați-mi un like, abonați-vă la canalul meu de Ale Pescarilor și curând voi începe pescuitul, să încerc câteva bălți la feeder. O să filmez și o să adaug clipuri, să vedeți și dumneavoastră. Vă doresc fire întinse și numai bine!